G2A. Cumpără jocuri la reducere pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un episod din Farming Simulator 19. Suntem înapoi pe ferma noastră magnifică. La. Și trebuie să căutăm... asta. Neuringus tetra, la. Băi, uite, acum realizez... avem dispozitiv de... așa, bun. Noi cât de mare putem să punem? Oh my god, ăla era cel mai mare. Ok. E regulă. 280 de cai putem. Bine, așa facem. Da, mulțumesc, ești un scump. Oh my god. Nu, de ce, lume, de ce? Vreau un calculator mai puternic, da. Vreau un tractor mai puternic. Voiam. Fără R este voiam. Mama ei de română, dacă nu m-am chinuit pe treaba asta ani de zile. Ani de freaking zile. Bun, deci, dragii mei, al vostru, dar și scumpenați, că aia am muncit un picuț de tot off camera, un picuț mai mult. Din cauza asta, ieri am făcut un videoclip special în loc să stăm pe fermă. Am mai avut de lucrat între timp și n-am avut cuvinte. Am strâns 60.000 de litri de soia. Așteptăm să crească prețul undeva peste 1700. Știm, dacă ajunge pe la 1800 e perfect. Acolo pe undeva eu sunt cel mai fericit copil de pe pământul ăsta. Să sperăm. Bun. Asta una la mână. Doi la mână, am mai strâns niște ovăz. De ce am strâns ovăz de nebun? Pentru că ovăzul face paie una la mână și doi la mână. Poate reușim la un moment dat să facem rost de un căluț, ceva de genul ăsta. Om trăi și om vedea. Bun, dudule, deci scopul nostru astăzi este să strângem materiale necesare pentru văcuțe. Și că venim vorba de văcuțe, hai să ne uităm un picuț aici la ele. Curățenie, trebuie să ne ocupăm neapărat de curățenie un picuț. Așa, productivitate 97%, avem deja 826 de litri. Se strânge foarte încet, se strânge extraordinar de încet. Nu sunt de acord cu cât de încet se strânge toată șmecheria asta, dar se la vin nu le putem avea pe toate. Bun, curățenie. Avem aici chestii cumpărate de îndățile trecute. Ia să vedem dacă nimeni în găurica. Ăla-i tati, bravo. Bun, trebuie să ne aliniem aici fain frumos cu grajdul nostru. Ăla e mă. Bun, și acum bineînțeles, pentru că nu știm să facem altcumva treaba asta, trebuie să ne ducem din exterior. Ridicăm un pic. Na. Du-te. A, știi cum facem, mă, stai așa, vă zic eu cum facem. Trecem o dată peste ca să-mi pună asta, roțile de tractor. Urma de roți de tractor. Așa, bun. Și acum, având urma de roți de tractor, am văzut eu o șmecherie, o fază, fii atent. Uite, așa. Așa știu exact că pot să iau prostiile alea de pe jos. Gata, tati. Gata. Ai să... Ce ai făcut, mă? De ce s-a agățat, mă? Nu înțeleg de ce s-a agățat. A dat înapoi și l-a luat imediat după aia 48 de... Ușor. Cred că e de la ground response, mă, de la prostia asta cu... Că trebuie să se hârcăie el acolo, știi? Bun, 48 de bucățele. Hai să-l împun un pic așa în exterior. Tararam. Ba. Băi, mi-am să-i aminte, fraților, de dragul YouTube-ului, al vostru, dragi și scump de nascai, să știți că o să facă niște nefăcute. Spre exemplu, m-am prins și eu în sfârșit cum se folosește consola în jocul ăsta magnific și mirobolant. Și o să vă zic de acum că știți că eu cu chestia asta, cu fără creativ. Dar vă zic de acum că facem la fel ca în Ark. Dudule, G, Q. Mai jos un pic, zici tu? Q. Ăla-i tati. Știți că în Ark am făcut să nu mai vină noapte. Strict pentru YouTube. Așa o să facem și în Farming Simulator. Dacă se întâmplă cumva să-mi termin treburile și să fie noapte, să știți că o să fac zi. Să nu vă supărați pe mine prea tare, vă rog frumos. Pentru că YouTube. Și dacă stăm să înregistrăm pe timp de noapte, nu e bine, nu-i frumos. Eventual, nu știu, cu ploaia mai zic. Deși de la episodul anterior a plouat în ziua respectivă toată noaptea. Deci toată ziua plus toată noaptea a plouat. Nu. Mi-a dat rău de tot cu virgulă. Dar rău de tot mi-a dat cu virgulă la faza asta. Bun, dudule, unde e terenul nostru? Aha. Bun, dacă eu dau așa. Ce știi tu să faci? Cum știi tu să faci? Pam, 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 pam.
Ok, bun. Știi, mă? Bă, ok, deci terenul ăsta, stai așa, că ne-am luat-o prin surprindere toată treaba. Terenul ăsta este cu iarbă, da? Bun, dă-mi, selectează-mi iarba aici. Bun, acum se vede pe toată harta, bun. Bam. Ok, și iarba asta este ok de recoltat. Bun, fertilizarea are două straturi. Așa, terenurile... Ah, ok, a revenit, au revenit burenile, bine. Terenurile celelalte sunt recoltate, deci nu avem problema din punctul ăsta de vedere. Bunule, deci cred că putem să-ți dăm drumul, nu? Ia. Știi tu pe aici să încep să faci iarbă chestii socotele? Oh my god. OMG. Cât de epic este. Mamă, și ce repede merge. Dude, cât de repede merge gușterul. Nu vine să cred. Avem o zonă aici pe care n-am plantat. Doamne, abia aștept să intru în copaci ăștia și să eliberez terenul ăsta de aici, fraților. Am nevoie de GPS mode. Mă enervează rău de tot. Am nevoie de GPS mode, ce n-am văzut Parisul. Ora 7, plată salarii, bine, mă. Pentru că vreau să intru cu un plug, dar am nevoie să țin linia dreaptă, știi? Asta e buba. Trebuie să intrăm cu un plug. Bă, de ce te suprapui, mă, atât de mult peste... Mai de capul meu. Să intrăm cu un plug și să ținem frumos așa, să facem că dacă intru eu fără GPS, era să zic ceva. Ca ăla boului, știi? Stânga-dreaptă. Eram foarte curios să văd dacă mai iau și o ultimă. Mai ai așa gen un pixel din câmp pe care ar trebui să-l mai ia, dar vă că nu-l ia gușterul. Ok, bine, dudule, bine. Bun, am terminat câmpul de tăiat. Foarte fain și frumos. Hai să mergem înapoi acum. Trebuie să cumpărăm niște chestii. Deci câmpul ăsta 20 o să fie strict cu iarbă. Și cu, vă spuneam eu, cu GPS-ul. Cu proxima ocazie o să ne băgăm să luăm... Să băgăm plugul, să-l extindem. Nu e asta o problemă foarte mare. Ce mă interesează acum este să facem rost de niște echipamente. Nu le poți de până așa în linie dreaptă să te duci tu până acolo până mă uit eu de niște echipamente. Mașini de întors fânul, cred că pe asta o vrem. Mă, ca oarta ta, cumpără. Da. Am dat, mă, ceva. Ah, n-am dat nimic, ești de bun. Stai două secunde, acum că am terminat cu tine. Întrebare, dacă eu mă duc acum și dau așa, repară. $6, da, $6. Mersi, ești un scump. Băi, stai, am reparat-o, mă, e bine, mă. Stai, mă, nu, ce mă panicați, mă, așa, mă, voiți, mă, lasă-mă. Știi care e buba? Eu de obicei mai intru pe aici, prin zona asta. Uite, te lăsăm aici, fii atent, te lăsăm aici, poate uităm de tine. Bun, bagă mare acolo, mersi. Ești un scump. Ok, deci asta este o mașină. Stai așa, asta este o mașină de întors fânul, da? Adică obținem din iarbă pe care tocmai ce am tăiat-o, obținem fân. Face băiatul. Bun. Mă, normal, n-am avea nevoie. Spre exemplu, dacă facem nutrezen silozat, putem să facem direct din iarbă. Nu trebuie să-l transformăm neapărat în fân. Dar, las că nu o fi foc acum. Asta este Selavi. Bun, și cu frumusețea asta, băi, o să urmi tot suletul să n-aibă nevoie de vreo greutate ceva, deși avem o greutate cumpărată, numai să mi-aduc aminte pe noi, am lăsat-o. Cred că am lăsat-o lângă grajul nostru. Mă rog, nu contează. Eu cred că ar trebui să-și facă treaba super, super bine. Ok, și acum, cea mai nasoală treabă o să vină cu strânsul, nu? Acolo o să fie problema cea mai mare. Ia, dudule, hai să te vedem. Să te văd cât de imens ești. Cât de huge, cât de în părți o să-mi dai cu iarba guștere. Cred că e ok dacă îl băgăm aici. Ia să vedem. Ăla-i tati. Îmi dai cu fânul pe lângă? Ești nesimporc? M-am mâncat sufletul vostru. Deci atât de bine arată tâmpenia asta de joc acum cu noi shader de FS19. Băi, nu știu, mă, parcă n-arăta atât de bine în FS17. Deci nu știu ce i-a făcut, frate. Pe cuvântul meu, că nu realizez ce i-a făcut. I-au dat cu praf de șmecher. A, păi și ce faci ultima? Alu, domnul. Uite, acolo ai lăsat o dâră. Nu ți-ar fi rușine. V-am zis eu că am descoperit acum cu consola și acum putem să ne ascundem complet întreg ăsta, HUD-ul. Întreaga interfață, oi.
Și pot să fac și eu prin screen-uri fără interfață, băi, nu vine să cred, băi. Ha, 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 hi, 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 hi. Uitați-vă și voi la gușterul ăsta cum s-a blocat. Mișcă-te, mă! Uite, bă, la el, bă, uite, bă, la el, bă. Nu vine să cred, dude. Come on, come on, come on, hai, nu fi pofi. Un pic mai în față. Bravo, bravo. Ok, oprește-te. Bă, am, și asta e pe harta lor oficială, știi? Mă gândesc pe hărții modate, cum ar urla. Ce gușterie. Bun, domnule, hai că în sfârșit a terminat și gușterul. Yay, bravo, dudule, bravo, bravo. Ești magnific, ești mirobolan, ce pot să zic. Bun, și acum de final, mă interesează așa, mă interesează, dă-l jos, pornește-l. Și hai să vedem capetele astea, dude, să le facem ceva. Să iarba asta să o transformăm în fân, că după aia când o culegem, parcă văd că se întâmplă nefăcute, știi? E frumos, 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 perfect. Oprește, ridică-l. Bravo, bravo, bravo. Hai să mergem și în capătul celălalt. N-ai buba, vezi că nu prea în capătul ăsta e rău de tot pământul. Și nu știu dacă o să poată unealta să se joace. Ia. Hai să fii atent, hai să băgăm... Uite, ceva de genul ăsta, așa, să nu ducem prea sus pe deal. Da, vezi, uite, nu-l ia, frate, ești nebun. Nu-l atinge. Wow. Ok, ok, nicio problemă, nicio problemă. Bun. Fii atent, lăsăm aici unelta. Două secunde. Ok, și ne ducem noi fain frumos până la magazin. Și luăm prostia cealaltă ca să ne facă rânduri mari, da? Ia să vedem. Deci dudele, un windrower din ăsta și cred că ne băgăm la asta de 30.000, nu? Dacă restul... Nu, nu. Ăsta e, tati. Cumpără. Ah, la aparatură! Bun. Și venim cu ăsta, le strângem pe toate fain frumos așa pe rând și după aia, nu știu, vedem ce reușim să facem, că e dubios acolo terenul, e super dubios. Mamă, abia aștept, abia aștept. Trebuie să vedem, ar fi bine dacă ar ieși mai repede moduri pentru forestier. Că, sau măcar o remorcă ceva cu autoload să ne facă viața mai ușoară cu forestierul, fraților. Pentru că dacă stau să mă duc acum și să tai fiecare copac în parte și să-l tai după aia la un metru ca să-l iau de mână. Că mă știți că nu mă descurc deloc, deloc nu mă descurc cu prostiile alea de brațe. Să-l iau de jos, să iau de jos buștenii și chestii de genul ăsta. Mă distrug emoțional prostiile alea. Așa că măcar un autoload ceva mi-ar face viața de 5.000 de ori mai ușoară. Bun, domnule, hai să vedem aici. Deci în primul rând aici la capătul ăsta am văzut că e ok. Nu trebuie să ne panicăm foarte, foarte mult. Da? Deci porcinea asta pe aici nu mai are iarbă. Iarbă, iarbă. Ok, așa că o să mergem în partea asta aici. Hai să te desfacem pe mătăluță ca să vedem exact ce și cum. Și o să încercăm noi cumva să furăm tot fânul. Ia atent, hai să o luăm. N-am drive controlul ca să mă mișc încet. O să trebuiască să o iau așa cătinel. Ok, nu. Mai. Stop. Na, te-ai dus prea. Mai. O fi bine, mă? Nu știu ce să vă zic. Mă ajuce un pic mai hăt. Stop. Cam pe aici m-aș băga. Piedule jos. Vrem să strângem tot, să vedem dacă reușim să strângem tot cât mai așa. Ok, și fă linia fix pe muchia câmpului. Ăla-i, tati. Bun. Și cred că mai pot să mai mă duc o dată. Ia, hai să o mai dăm o dată. Mamă, mi se pare că se mișcă super, super încet și nu înțeleg de ce. Ok, bam, bam. Mai așa. Cam așa cred că e ok. Bun, și acum, teoretic, am furat inclusiv iarba de acolo. O să intru în ăsta un pic. Stop. Bun, și acum pliază-l un pic, te rog.
Sunt curios dacă merge pusă unealta asta cu lucrător automat. Ar fi super fain. Ok, și acum mai intrăm o dată cu tine și trecem prin rândurile astea. Ok, hai să te vedem. O fi bine, nu o fi bine, eventual, uite, mai așa un pic. Cred că acolo e ok. Bun, și trecem o dată ca să transform... Na, ce faci, mă? Uite-mă, mi se face rău. De ce nu vrei, mai? Unghiul prea mare acolo. Ok, și teoretic acum, cel puțin o foarte mare bucată din toată șmecheria asta. Nu mai trebuie să ne panicăm pentru ea. Ok, mai luăm o dată și să sperăm că de data asta, venind de pe partea asta, poate reușim să luăm și grămada aia de acolo, poate. Hai mă, asta aici. Ăla-i tati, asta voiam să se întâmple. Bun, perfect. Pliază-mi-l. Momentan te las aici, venim noi după aia și te luăm. Ok. Mai întâi trebuie să ce, mă? A, nu se pliase până la capăt, am înțeles să treci. Bun, și hai să vedem aici cu magnificul ăsta. Bă, știi ce aș face, mă? Dar nu știu, nu e cea mai bună idee. Aș da în lat, mă. Aș pune aparatul ăsta să meargă în lat. Da, mă rog. Bun, ok, dude, hai să vedem aici ce reușim să facem. Zim, te rog frumos că merge cu ajutorul. Atâta vreau de la viață, să meargă cu ajutorul. Ia. Ce faci, mă? Așa. Venim noi după aia dacă e la capătul terenului și îi mai dăm o dată. Mamă, și să vezi acum aici chinuri. Să vezi acum chinuri. Aici că e un atașament mai lung. Ia. O să-mi blestem zilele. Ăla-i tati. Bravo. Ia să te văd cum întorci, guștere. Ai de capul meu. Terenul ăsta 20 este, cum ar zice americanul, the bane of my existence. Antagonistul vieții mele, ceva de genul ăsta, vreau să zic. Bă, hai că merge, mă. Merge, e ok. E dubios un picuț, dar merge. Se descurcă în cele din urmă. Bun, hai că a terminat gușterul. Ok, deci acum ne interesează un picuț așa la final. Încă o dată, să facem capetele? De ce vorbim așa? Nu știu. Bun. Pur și simplu ținem linia asta. Frumos. La fel o să ne și pe partea cealaltă. Am stricat un pic linia acolo, dar e ok, în regulă, nu e panică foarte mare. Bun. Ok. Așa, domnule. Ia să vedem și aici. Aici... Hai că mă duc pe partea cealaltă, că o să mă enervez dacă mă chinui după aia să dau cu spatele în copacii vieții. Ok, dăm un unfold acolo, o desfacere. Bun, și hai să vedem la mătăluță, deci tot așa pe cu roata pe exteriorul ăsta, bam. Para-pa-pam. Observ că mai sunt mici petice în afara... Razi. Oh my god, serios? Deci chiar sunt o grămadă. Băi, potolește-te, mă, omul Dumnezeu. Stai să se plieze complet. Copacul vieții s-a găsit acișa, mă. Ok, vine aici. Așa. Stai să nu văd nimic din unghiul ăsta. Mai așa, mai hăt. Da, ne ducem un pic mai, ha, într-o parte. Come on, ăla e, bravo. Uite așa, o luăm pe partea asta. Ăla-i tati. O să mă irite dacă sunt trei petici acolo pe care nu le-am văzut. Bun, domnule, hai că le-am adus aici, le-am reparat, le-am pus la locul lor.
Hai să vedem în continuare ce reușim să facem. Mă interesează de la tehnologie de îmbalotat. Noi avem, în momentul de față, 3 mașini mari și tari care îmbalotează. 2 dintre ele sunt pe ăsta rotund, pe balot rotund, una e pe pătrat. Eu din asta vreau să mă mișc mai repede. Și asta o să vreau să le închiriem. Nu știu dacă are rost să stăm vreodată să le cumpărăm. E 5300 și un pic, sunt de acord. Da. Oh, mă doare sufletul. Dar trebuie să stăm să le închiriem, că n-avem de 100 și ceva de mii. Mâncă mai putem să mai împrumutăm niște bănuși, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Da. O să stau eu cu soia, mâncau artata de soia, în permanență și o să cultiv pe terenurile... De fapt, stai așa. Aoleu, am uitat de iarbă. Ah, am uitat de iarbă. Mi-arată recoltat aici, dar mi-arată recoltat acolo. Bă, dezactivează iarba. Deci 7 și 17 am stat, din cauza asta avem doar 60.000, pentru că 18 l-am făcut cu ovăz, da? Acum, dacă luăm de pe ovăzul ăla o grămadă de... zi de paie, nu cred că trebuie să ne mai chinuim să mai punem iarăși ceva cu paie pe terenul respectiv. Și asta înseamnă că o să putem pune soia și acolo, da? Deci munca o să continue, ca să zicem așa. Bun. Dudule. Une facem inițial? Une începem? Începem aici în iarba asta sau ne ducem la paie? Eu sincer aș vrea să începem cu paiele, ca să scap de o grijă. Și după aia, dacă rămâne ceva paie în mașină, să le combinăm cu fânul ca să obținem mai mult fân. Așa, ia dudule, hai să vedem. Deci X, în primul rând, desfășurăm monstruozitatea. Ia uite, tăticule, ia uite. Așa, bun. Ține, aliniază, frumos. Coborăm monstruozitatea, dăm drumul la monstruozitate, zim că vrea. Nici nu m-am uitat câți cai putere are nevoie, dacă are nevoie de ceva cai putere. Ia, my friend, cum merge treaba? Cum iese balotul? Se întâmplă chestii? Ia uite-l cum îl părțăie. Print screen. Guys. Mamă. Și acum în sfârșit o să meargă mai rapid. Nu aveți idee cât de mult pot să urăsc alea de îmbalotat rotunde. Că trebuie să stai să te oprești după fiecare la, pentru fiecare balot în parte. Cred că merită toți banii numai pentru nervii pe care mi salvez din chestia asta.